Vara a venit și cu noutăți frumoase pentru Doinița Sulac. Interpreta a avut parte de o escapadă tocmai în patria Monicăi Bellucci. Ce a făcut acolo, dar și alte detalii interesante din viața ei urmează să aflăm imediat chiar de la Doinița. Te salutăm, frumoasa noastră! Eu vă salut! Vai, altă ținută! Sigur că de fiecare dată altă ținută. Așa, altă și... emisiune. Așa. Colorată... Da. Mă bucur și foarte mult. Colorată. Da, 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 uite, parcă suntem invitate la o petrecere de cocktail. Când ai revenit din Italia? De fapt, trebuia să zic ciao, Bella. Ciao, ciao, Bella. Când am revenit? Acum, recent, câteva zile în urmă am revenit și a fost tare frumos. Și cum a fost? Ai primit, de fapt, o invitație din partea diasporei de acolo? Da, am primit, ca de obicei, din partea diasporei de acolo, pentru că des sunt invitată în Italia. Acum, în Bologna am fost și vreau să zic că sunt pentru a treia oară acolo. Este vorba de un agriturism, unde și italienii se odihnesc frumos. Așa. Cu italiencele. Merg în weekend când vrei să evadezi. Mergi undeva unde te simți bine, în liniștea serii. Uite, data trecută când ai venit la noi la emisiune, făcusem noi un colaj cu asemănarea dintre tine. Te rog frumos, nu mai ai pregătit așa colajuri, rebusuri, mi-ai pregătit absolut fără nici un antrenament. Doar zicem cât ești tu de frumoasă și cât de tare se tu cu Monica Bellucci. Deci, haideți să vedem imaginile. Dar stai că data asta noi am găsit cum ai semeni cu cineva. Ia uite cu cine semeni acum. Asta uite-te. Cu Buzova. Da. Da. A, uite, dar pe bune chiar din unghiul ăsta. Chiar și împletitură și privirea asta. Poza așa. Dar nu știu dacă am așa asemănări eu mari cu ea. Altfel e năsucul. În poze, mă rog, așa. Eu sunt rotundă la față. I-ai îmi spune mama mea, tu ești rotundă ca tato, dar eu sunt mai lunguiață ca Nicoleta. V-ați împărțit, da? Noi îți mulțumim ție că ne-ai primit în casa ta pentru că fusesem... Da, da, și eu vă mulțumesc tare mult. A fost o domnișoară așa destul de modestă, dar și a fost un interviu așa de suflet. Chiar dacă eu mai am unele lucrări definisate, da, dar... Ei, dar ce moldoveană are tot terminat în casă? Da, chiar că... Nu mai termin undeva, dar deja trebuie să fugi de reparații în altă parte. Da, dar a fost frumos pentru că cumva am amintit de copilărie, de distincție ale de fiecare... Cumva distincția are o amintire, știi? Fiecare diplomă te duce în timp. Cumva, la evenimentele care au fost. Mi-am adus aminte atunci când am fost eu în Republica Elena și am primit diplomul acei, atunci era ambasador tatălui Dan Balan. Aha. Da, și el m-a invitat în 2009 sau 10, cam așa foarte de mult era, cu un spectacol în Grecia. A fost foarte frumos, chiar. Lumea e tare mică. Lumea e tare mică, noi da. Te văzusem pe tine pe Instagram și în ultima perioadă tot... Postez așa tot mă întreabă lumea de o ce mână nu misterioasă. Că... Dar n-am nicio mână. Un umăr, o mână, e vreun... Cum zice mama de cuvar într-o zi, nu știu, că eu sunt bărbat, eu și femeie. Nu știu. Glumeam și eu. E normal, ea nu s-a mai recăsătorit. Așa. Mai orice femeie, dacă este talentată, dacă este frumoasă, trebuie să fie și iubită. Trebuie să aibă și ea o parte de acea liniște sufletească, de acea dragoste. Deci am împlinire oarecum, asta e cel mai important, știi? În rest, ca să faci public o relație sau... Eu cred că un copil întotdeauna unește o familie, o relație, știi? Pentru că, mai ales când ești o persoană publică și tu o să-ți afișezi în fiecare an sau, nu știu, oricare relație sau aparent care îți pare ție a fi o relație serioasă la început și așa mai departe, asta e absurd și e copilăresc după mine. Trebuie să dăm de dovadă de femei maturi și maturitate. Deci am înțeles, atunci când o să rămâi gravidă... Am să vin la tine și asta te anunț. Ah, ok, asta nu, că noi aflăm și primi. Nu, eu asta iau de cu mătră. O, asta îmi place.